Biserica noastră s-a aflat astăzi în Duminica a noua după Rusalii. Potrivit hotărârii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române din 25 și 26 februarie 2009, prima duminică după sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului a fost declarată Duminica Românilor Migranți. Cu acest prilej, Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a transmis mesajul: satul românesc, păstrător al valorilor noastre spirituale, ne cheamă să-l ajutăm. Biserica Ortodoxă Română susține satul românesc, organizând programe de întrajutorare și mobilizând credincioșii să ofere ajutor celor săraci, vârstnici și bolnavi. În acest context, în sprijinul zonei rurale, este derulat și proiectul Sănătate pentru Sate, organizat de Patriarhia Română, în parteneriat cu Ministerul Sănătății, proiect inițiat și dezvoltat mai ales de voluntarii de la Paraclisul Catedralei Mântuirii Neamului și extins la nivelul întregii Patriarhii Române. De acest proiect au beneficiat până în prezent peste 8.000 de locuitori ai satelor, în majoritate vârstnici și bolnavi. Cu prilejul Duminicii Migranților Români, îi felicităm pe toți ierarhii și slujitorii Sfintelor Altare Ortodoxe Românești din străinătate pentru lucrarea lor pastorală și misionară, de păstrare și cultivare a credinței creștine ortodoxe și a valorilor spirituale, culturale și identitare românești. De asemenea, ne rugăm milostivului Dumnezeu să dăruiască tuturor românilor aflați printre străini sănătate și bucurie, pace și mult ajutor în fapta cea bună de ajutorare a celor dragi din România. Agenția Basilica Travel a Patriarhiei Române a organizat în perioada 13-17 august un pelerinaj în vechiul Constantinopol, actualul Istanbul. Printre obiectivele turistice vizitate se numără Biserica Acoperământul Maicii Domnului din Vlaherne, loc unde Maica Domnului s-a arătat mulțimii când orașul era asediat, Patriarhia Ecumenică și Moscheia Suleimanii. A treia zi a pelerinajului a cuprins un tur pietonal și vizite la Catedrala Sfânta Sofia, construită de împăratul Justinian între anii 532 și 537. A urmat apoi Palatul Topkapı, actualul Muzeu Național al Turciei, adăpostește exponate unice, între care mâna dreaptă a Sfântului Ioan Botezătorul și sabia Sfântului Voievod Ștefan cel Mare. A urmat Moscheia Albastră, obeliscul egiptean și coloana șerpuită, precum și un scurt popas în istoricul bazar al lui Bayezid. Ziua următoare, pelerinii au vizitat mănăstirea Izvorul Tămăduirii și au participat la Sfânta Liturghie de Hram la Biserica Românească din Istanbul. Participanții au avut ocazia să meargă într-o croazieră pe Bosfor, au văzut diverse obiective aflate pe malul european sau pe cel asiatic. Grupul de pelerini a revenit ieri în România. 21 de copii și adolescenți cu vârste între 6 și 18 ani participă la tabăra Traiul de zi cu zi și obiceiurile în satul românesc tradițional, organizată de protopopiatul Sector 4 Capital în perioada 16-21 august. Sub coordonarea Emanuelei Pestroiu, profesor la Colegiul Național Gheorghe Șincai din București, tinerii vor vizita principalele obiective religioase și turistice din județele Vâlcea și Argeș și vor participa la ateliere de creație și de dansuri populare. De asemenea, ei vor purta discuții pe teme religioase cu părintele consilier eparhial David Pestroiu. Marți 20 august, de la ora 16:30, în sala Foyer H-Stag a Muzeului Național Dimitrie Gusti va avea loc vernisajul expoziției Câmpiile Verticale. Expoziția aparține pictorului Valeriu Stoica și aduce pe simezele Muzeului Național un număr de 40 de icoane ce ilustrează chipurile sfinților mucenici ai spațiilor românești din cele mai vechi timpuri. În cadrul vernisajului, creațiile literare și muzicale susțin tema acestui proiect. Balade străvechi cu mare încărcătură spirituală vor fi interpretate de Ioana Marin și poemele de Câmpie, adevărate imnuri creștine vor fi rostite de poeții Daniela Micu, Gheorghe Dobre, Florentina Loredana Dalian, Florin Ciocea și Daniela Șuntică. Valeriu Stoica, născut în Bărăganul Ialomițean la 20 iunie 1952, este prezent de peste 3 decenii în reviste de cultură, cum ar fi România Literară, Luceafărul, Transilvania, Helis și principalele cotidiene din țară. Din 1987 se dedică picturii bisericești și restaurării de biserici din țară și străinătate. Expoziția va putea fi vizitată în perioada 20 august 22 septembrie, de miercuri până duminică, între orele 10 și 18. În acest sfârșit de săptămână se desfășoară la Muzeul Astra din Sibiu, Târgul Creatorilor Populari din România. Evenimentul se află la cea de-a 36-a ediție, fiind considerat cel mai mare târg de meșteșuguri din țară. Dacă la prima ediție a târgului, în anul 1984, participau 28 de creatori populari, de-a lungul anilor, numărul lor a crescut, reunind în ultimii ani aproximativ 200 de meșteri și creatori populari. Din anul 1990 au participat la târg și cunoscuți creatori populari din comunitățile românești din Republica Moldova și Serbia.
Un aparat de ultimă generație care poate depista virusurile hepatice și gradul de fibroză în câteva minute a fost cumpărat de conducerea Spitalului de Boli Infecțioase din Iași. Aparatul a costat 120.000 de euro și 30 de persoane sunt deja programate pentru a fi diagnosticate cu ajutorul acestuia. Aparatul poate depista în aproximativ 10 minute bolile ficatului, mai exact infecțiile cu virusurile hepatice B și C sau cirozele hepatice. Administrarea inadecvată a antibioticelor poate fragiliza mecanismul natural de apărare al corpului contra gripei, se arată într-un studiu recent citat de Radio România Actualități. Antibioticele pot crește vulnerabilitatea în fața gripei și pot agrava simptomele acesteia, conform rezultatelor unei cercetări publicate de un institut de cercetare din Marea Britanie. Cercetătorii au descoperit că genele antivirale prezente în mucoasa plămânilor sunt menținute active prin semnalele primite de la flora intestinală sănătoasă și alcătuiesc astfel prima linie de apărare contra gripei. Aproape 9.000 de români din străinătate s-au înscris pentru votul prin corespondență prin portalul www.votstrainătate.ro la 20 de zile de când acesta a fost lansat. Cetățenii români care au domiciliul sau reședința în străinătate mai au la dispoziție 26 de zile pentru a se înregistra. Aceștia pot opta pentru votul prin corespondență ca modalitate sigură și comodă de vot la distanță, fără cozi, fără deplasări și fără costuri. Programul Rabla Classic va fi suplimentat cu 20.000 de prime de casare. Începând de mâine, de la ora 10, persoanele fizice pot merge la producătorii validați pentru îndeplinirea formalităților de înscriere în vederea accesării programului de stimulare a noirii parcului autonațional. Quantumul primei de casare pentru programul Rabla Classic este de 6.500 de lei pentru fiecare autovehicul uzat, mai vechi de 8 ani, dat spre casare și se acordă pentru achiziționarea unui autovehicul nou. De asemenea, la prima de casare se poate adăuga un ecobonus de 1.000 de lei sau de 1.700 de lei în cazul întrunirii unor condiții care privesc emisia de gaze a noilor autoturisme. 3,2 milioane de gospodării din mediul urban vor utiliza pentru încălzire în 2030 gazele naturale. În consecință, consumul total de gaze naturale pentru încălzirea directă a locuințelor va crește în următorii ani. Se arată în Strategia Energetică a României 2019-2030 cu perspectiva anului 2050, publicată de Ministerul Energiei. Totodată, prețul gazelor naturale pentru gospodării este de așteptat să crească de la 42 de euro pe megawatt în prezent la 55 de euro pe megawatt în 2030.